Consilier local din partea PSD și candidat la funcția de primar pentru Comuna Vâlceană Sinești, Mihai Rusie îl acuză de fraudă pe primarul în funcție Cristian Burleanu. Acesta ar fi făcut peste 100 de vize de flotant unor cetățeni din comunele învecinate Grădiștea, Berbești și Alunu. Potrivit contracandidatului Mihai Rusie, aceste vize de flotant s-au făcut cu scopul de a fi votat în Comuna Sinești actualul primar liberal și astfel de a frauda alegerile locale din 27 septembrie. Cetățenii din localitate ar fi sesizat aceste aspecte și au cerut consilierului să ia atitudine. Mai mult decât atât, Mihai Rusie nu vrea să plece în cursa pentru voturi cu un dezavantaj. A determinat faptul că atunci când am plecat în campanie, mai mulți cetățeni din localitate mi-au spus că sunt locuitori din Comuna Sinești care au luat stație mai multe persoane din localități limitrofe. De la Berbești, de la Grădiștea, Roșile, Alunu, deci localitățile vecine. Aceștia au spus că sunt peste 100 de mutații în vize flotant. Eu sunt candidat la primărie, da? Să plec cu un dezavantaj de 130 de voturi, nu mi se pare corect. De asemenea, Mihai Rusie a declarat că a făcut sesizări în acest sens la Prefectura Vâlcea, Inspectoratul de Poliție Vâlcea și la Biroul Electoral Județean și este în așteptarea unui rezultat. De cealaltă parte, actualul primar și candidat pentru un nou mandat la Sinești, Cristian Burleanu, infirmă aceste acuzații și le consideră o manevră electorală. Este contracandidatul meu și e problema lui ce face. Sunt organe care fac cercetări, o să facă, oamenii vin la noi, noi trebuie să dăm adeverințele. Ce putem să facem noi? Nu putem să o soluționăm dreptul omului de a vota. Unii iau vize că se voteze, alții vor să angajeze că e un șantier în lucru, mă rog. E normal să se întâmple așa, fiind contracandidatul meu, a pierdut alegerile înainte.